trebuie să înțelegem, iubiți credincioși, pe femeia hârbovă. Femeia în Sfânta Liturghie și în jertfa pe care o face pe Sfânta Masă, în Sfântul Altar, dincolo de catapeteasmul, adică în Sfânta Sfintelor, unde numai arhiereul intra o singură dată în an pentru ca să aducă jertfă pentru păcatele oamenilor. Iar dacă în jurul nostru se fac tot felul de împunsături, tot felul de lucruri care nu sunt conforme cu credința lui Hristos, trebuie să retrecem și să mergem mai departe. Că Hristos a biruit moartea și El a fost înviat la cerul a treia zi de pe pământ. Amin. Trăiți, Părinte! Thank you.